Pictorul basarabean Vitalie Butescu invită publicul slătinean iubitor de artă la o incursiune prin locurile frumoase pline de poveste din țară și din afara ei. Expoziția vernisată aseară, intitulată sugestiv Arpegii cromatice, cuprinde tablourile de dimensiuni variate care impresionează în primul rând prin cromatica ce scoate la iveală nuanțe greu de descris. Indiferent, nu lasă privitorul nici structura operelor sale și nici tematica abordată în lucrările menite să încânte privirea și să bucure sufletul. De această dată, Vitalie Butescu, un prieten declarat al orașului Slatina, vine cu ceea ce îl caracterizează cel mai bine în ceea ce face, cu peisajul de factură impresionistă. Și în cadrul acestui peisaj, el abordează subiecte precum peisaje venețiene, peisaje rurale, peisaje din orașe istorice românești, portrete, nu în ultimul rând câteva japonii. Varietatea temelor abordate în lucrările expuse, compoziția culorilor și bucuria și generozitatea cu care artistul oferă privitorului frumusețea care l-a impresionat cu fiecare pictură nu au trecut neobservate de public. Fiecare s-a declarat încântat de noua expoziție a pictorului basarabean. Îmi place că nu are foarte multe flori și observ două stiluri la expoziția actuală. Constat cu aceeași plăcere de fiecare dată că vine cu o multitudine cromatică cât și compozițională și în același timp mă bucur că revedem aceleași teme precum Balcicu, precum Castelul Pele și, dar nu uită și de Veneția. E o încântare atât pentru suflet cât și pentru ochi să privim lucrările de o mare factură a lui Vitalie Butescu. Când te uiți la un tablou de-a lui Vitalie, vezi două, trei orizonturi, te introduce așa într-un mister pictura lui și reușește să fie liric fără a fi desuet, reușește să fie romantic fără a fi dulceag. Vitalie Butescu nu se află la prima expoziție la Slatina. Deși e stabilit în București de ani buni, el a răspuns de fiecare dată invitației făcute pentru a expune la Galeria Artis, atât în expoziții personale cât și de grup. În expoziția asta de primăvară sunt 60 de lucrări, unele din ele sunt mai cu dimensiuni un pic mai mai generoasă pentru Galeria Artis, dar am zis, ok, hai să le punem că eu mai am o vorbă, picturi mici, picturi mari, să sperăm să fie și pictor un pic mai de valoare. Vitalie Butescu este unul dintre cei mai apreciați pictori ai momentului. Operele sale se află în numeroase colecții particulare din țară, dar și din multe țări europene, din Asia și America, dar și în muzeele de artă contemporană din București, Cotroceni, Aiud, Medgidia, Constanța și Slatina.